Aproape că nu trece o săptămână fără unul sau două incidente rutiere consumate pe calea unirii segmentul de coborâre dinspre centrul Sucevei spre zona grupul școlar. Recentele accidente au avut loc la ore matinale cu trafic mai redus, ceea ce creează impresia că șoferii au avut viteze mari de rulare. Pentru moment au venit analizele efectuate la un laborator autorizat în urma probelor luate din asfaltul de pe calea Unirii, iar compozițiile din asfalt sunt conforme. Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovski, a declarat că totuși semnele de întrebare persistă, astfel că se va contracta un test de rugozitate, testarea aderenței, cu o firmă de specialitate din Piatra Neamț. Având și bugetul aprobat, vom face tot posibilul să contractăm cât mai repede acest test de rugozitate, a declarat viceprimarul Lucian Hașovski. Acesta a ținut să le reamintească șoferilor că pe acea porțiune de coborâre este limită de viteză de 40 de km pe oră, măsură care nu a fost dispusă întâmplător. Recomand respectarea limitei de viteză, situație în care nu cred că ar mai apărea accidente de acest gen, a mai spus viceprimarul Harșovschi. Recentele accidente au avut loc la ore matinale cu trafic mai redus, ceea ce creează impresia că șoferii ar fi putut să aibă viteze mari de rulare.